ți-e frig? Nicăieri. Frig doar. Acum merg la gări. Acum mergi la grădini? Uh-huh. Sigur nu mergi la munte? Nu. Nu mergi să te dai cu Sania? Nu? Aștept să mergi la grădini? Să ajungi la grădini? Da? E fain la grăditare, așa-i? Uh-huh. Hai sus pe trotuar. Da, mai devreme nu atât de bine. Te-ai trezit foarte bine, da. Unde sunt ouăle? Unde sunt ouăle? Ia să vedem. Alea sunt ouăle? Ia de la mami să vadă. Da, aici sunt ouăle. Și unde e trenul, camionul? Unde e camionul? Și acolo sunt ouă? Da, și acolo sunt ouă, înțelege. Hai să vedem unde e camionul. Unde e camionul? Hai să vedem. Unde e camionul? Acolo e o căciulă și pe spate ce e? Un trosop. Și camionul? Ia uite că l-am găsit eu. Acolo e camionul. Pe spate e o lingură. Ce faci cu lingura? Păpăm cu lingura? Și aici este o lopățică. Ia, unde e avionul? Unde e avionul? Acolo e avionul, bravo. Și unde e castronelul? Unde e un castron? Aici e o lingură. Și cu lingura, păpăm, uite, din castron. Da. Unde e mașina? Acolo, bravo. Și bicicleta? Aia e tricicletă. Care are trei roți. Uite bicicleta. Uite. Unde este banana? Acolo, bravo. Și unde este? Ia să vedem. Mingea. Unde e mingea? Asta e mingea. Și unde este scaunul? Acolo e scaunul, bravo. Și acolo este canapeaua. Și unde este? Unde este acolo măsuță? Unde e frigiderul? Nu. Frigiderul. Și mașina de spălat? Ia să vedem unde e mașina de spălat. Aia e mașina de... Uite mașina de spălat. Aici băgăm rufele și le spălăm. La bulinele? Ai pauză de la școală, Melisa? Da. Cât ai pauză? 10 minute. 10 minute? Da. Da, uite, ia cu lingura. Cred că gustă din mâncat. E și mai ușor cu mânuța. Și eu și ia mai multe. Așa? Așa. Papa, am scăpat-o din mesoană. Nu are nimic. Uite, am făcut o floricică. Ăsta e portocaliu? Da. Mă credeam că e roșu, că nu se vede. Bă, uite aici. Unde am pus în eu. Încă de pescuit. De ce e undița acolo dacă nu poți să le pescuiești? Pentru că undița e pentru altceva.
Bravo, da. Ce vampir împreună. Felix, îți place de mami? Da. Ușor. Ala e amuzantă. Ți-ți place de mami? Da, mama. Da, da. Vai de mine, cum poți să zici așa? Sunt urâtă? Da, eu tată. Nu, păi lasă așa ca să fiu frumoasă. Acum, ala ca o găină alăți. Ca o găină? Da. Felix, tati? Vine dumneavoastră. Da, cum arăt ea zi? Arăși ca... Să mai stau cu asta sau să o dau jos? Să o dai jos. Să o dau jos? Amândoi. Așa, la unison. Felix! Dă-mi ăsta jos! Hai să schimb, puiule. Dă-mi ăsta jos! Felix! Mai trebuie să mai stau așa câteva minute. De ce? Hai, când te-a văzut Felix așa cu masca, s-a umplut pe burs. Și tu ce ai pățit că mi-ai văzut așa cu masca? Mă speriat. Hai, Felix! Nu mă faceți sărăci să vorbesc că mi se dezlipește masca. Hai, mă, tati, vină cu acea. Și ce dacă te-am prins, mama! Da. Uite, facem ceva pe Iuno. Ce vrei să facem pe Iuno? Dar mai avem prăjitură de ieri. Da, mai facem altă prăjitură. Un tort. Altă prăjitură și un tort. Facem mâine, adică eu vreau mâine să fac macarons. Dar acum ce facem macarons? Păi acum nu putem să facem macarons că nu mai avem o. Ouă? Ouă. Atunci, da, mami, bă, atunci facem... Să fac un tort, îmi plac torturile. Să fac un tort? Mami, să fac și un tort. Altceva mai vreți? Uite, da, pot face banane. Prăjitul cu cioco. Cu cioco? Uh-huh. Nu era cu fructe și cu negor. Ce, tanti? Păi voi aveți prea multe pretenții și voi sunteți mulți și o grămadă de pretenții și eu sunt singură. Avem și lapte. Mii. Și lapte vrei? Da. Păi cine bea? Pentru Nesquik. Da. Și pentru cereale. Lasă că o să mergem la cumpărături și să cumpărăm și lapte și ouă și toate, că nu prea mai avem. Mamă, că Dumnezeu am pe una, mai nu a făcut. Păi hai să facem altceva în pe una. Dar ce? De ce bagi mile în buzunar? Ce facem? Ce să facem? Hai să facem ceva, să ne jucăm. Ai, eu știu, biluțe. Cu biluțele? Dacă ne lași. Vreți să vă jucați cu biluțele? Mhm. Nu, jucați-vă cu biluțele. Da, hai cu biluțe. Eu știu. Dar trebuie să închideți ușa, cred. Da, sortăm pe flori. Îi dau mai multe în mânuță ca să-l încurc, da? Daniel, lasă-vă lini în pace. Deci îmi place jocul cel cu o mânuță, nu... Stai că s-a dus puțin pe o parte cleștele astea. Ți l-au stricat. Mă
în păluță. Mai cade o băluță, mă. Mai cade o băluță, mai cade o biluță. Bravo. De cum reușește să prindă. Câtă precizie. Stai că nu ți-n cap toate în mână. Hai ia așa câte trei sau cum vrei. Iar s-a dus într-o parte. Da, nu sunt foarte bune astea. Așa de lemn că mai alunecă. Poți să iei cu mânuța dacă vrei. Ups. Da? Bravo. Și unde o pui? Acolo. Am învățat și eu să folosesc bețele astea. Alea rotunde, nu? Astea. Alea e destul de dificil cu ele, pentru că și bilea e rotundă și ele sunt rotunde. Data viitoare mănânc sushi cu bețele. Păi îți trebuie un joc de asta ca să înveți să mănânci cu bețele. Probabil vă întrebați unde am fost, ce am făcut, de ce nu am mai filmat zilele trecute. Pur și simplu am încercat așa să mă odihnesc cât mai mult, îmi venea să dorm într-una. Și nu aveam așa dispoziție pentru nimic, deci îmi doream doar să dorm. Bine că vă dați seama că nu prea ai cum cu trei copii doar să dormi, este imposibil. Dar încercam așa să fac treburile casnice, să fac mâncare, să fac curățenie, spălat, călcat, chestii de genul ăsta. Și cum prindeam așa câte ocazie să mă odihnesc cât mai mult, pentru că, nu știu, s-a adunat oboseala și cu frigul ăsta așa de afară, parcă nu știu, dar într-una aș dormi. Acum sunt mai bine așa zilele astea, să zic așa, de vreo două zile sunt puțin mai bine. Oh, dar da, aș cam dormi într-una. Asta poate și din cauza că nu prea îmi găsesc așa o poziție confortabilă în care să dorm noaptea și deja parcă începe să mă doară spatele și nu stau bine nici pe o parte, nici pe alta. Și cred că și de acolo se mai adună oboseală, zic eu. Dar oricum, nu pot să spun că facem cine știe ce lucruri interesante. Școală, grădiniță, activități acasă, mâncare, curățenie și uite așa trec zilele într-una. Parcă nu vine să cred că deja este sfârșitul lui noiembrie. Încă puțin și a trecut și anul ăsta. Deci zboară timpul incredibil de repede. Dar da, în principiu cam asta am făcut. Vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm și vă așteptăm cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!